Hei, salutare, salutare! Ionic aici, prezent la Datorie, ca aproape în fiecare săptămână. Bine v-am regăsit la un nou episod din Dăm o Carte, iar celor care abia ați poposit pe canal, vă urez un călduros bun venit! Welcome. Pentru că știu că ultima leapșă virtuală de pe canal v-a plăcut extrem de mult, am zis că ar fi cazul să o repet, așa că iată că astăzi avem un nou episod de tip TAG. M-am lăsat inspirat de nemărginitul internet și am decis să fac astăzi ceea ce se numește Adaptation Book Tag, adică un soi de leapșă care să combine cărțile cu filmele, cele două lucruri de care de altfel sunt super, super pasionat. Dar destul cu vorbăria, haideți să trecem direct la subiect. Cea mai recentă adaptare cinematografică pe care ai văzut-o? Cea mai recentă adaptare cinematografică pe care am văzut-o este Salem's Lot, noul film Salem's Lot, făcut după romanul lui Stephen King. Dacă vă amintiți, mă rog, cei care mă urmăriți de mai multă vreme, printre primele episoade de pe canal se numără și o recenzie la acest roman al lui Stephen King. Mă rog, făcut cu posibilitățile de atunci, cu cunoștințele de atunci, dar na, face parte până la urmă din, să zic așa, moștenirea acestui canal. Dacă vă amintiți, în acel episod, mai spre final, aminteam faptul că urmează să se realizeze un nou film pe baza cărții lui Stephen King. Eram eu foarte încântat de regizor și de echipa de producție, pentru că regizorul făcuse niște filme horror destul de bunicele. Da, iată că de atunci au trecut 2 ani și a apărut într-un final în această toamnă Salem's Lot, varianta nouă. După cum bine știți, sau dacă nu știți, vă spun acum, Salem's Lot mai are două adaptări cinematografice. Una făcută, dacă mă înșel, prin anii 70 și una prin anii 90 sau 2000, nu mai știu exact. Oricum le-am enumerat atunci în episodul cu Salem's Lot. Da, deci ultima adaptare cinematografică pe care am văzut-o a unei cărți este aceasta a lui Stephen King, Salem's Lot, care de altfel trebuie să recunosc că nu mi-a prea plăcut. Aveam așteptări destul de mari pentru că na, suntem în 2024, avem efecte speciale, avem CGI, avem tot ce ne trebuie ca să putem face un astfel de film să arate super, super bine. Din acest punct de vedere, a ieșit foarte bine, doar că povestea lasă foarte tare de dorit, adică romanul lui Stephen King este extrem de bine construit, povestea este extrem de bine construită, pe când aici, în această nouă producție, pur și simplu s-au adunat niște scene din carte, s-au filmat și s-a făcut un film, cam asta e impresia după ce l-am văzut. Ideea este că nu, cum să zic eu, pentru cine n-a citit cartea, poate părea un film bun, nu știu ce să zic, eu am citit întâi cartea și apoi am văzut filmul și celelalte filme, dar nu există legături între personaje, nu știm exact ce legătură au personajele unele cu altele. Mi se pare că e construit așa din frânturi și cam atât. Nu e deloc legat din punctul meu de vedere. Pentru mine Salem's Lot acesta nu a fost o mare dezamăgire, dar na, asta e viața. Life is fine. Life is good. Adaptarea cinematografică pe care o aștepți cu nerăbdare. Cred că știți că am mai amintit de mai multe ori pe canal că una dintre cărțile mele preferate este Un veac de singurătate a lui Gabriel García Márquez. Prin urmare, da, aștept cu nerăbdare adaptarea cinematografică. Din ce știu, se face un serial, o miniserie bazată pe cartea lui Márquez. Va apărea pe Netflix, cred că în luna decembrie, dacă nu mă înșel. Nu am căutat niciun fel de detaliu pentru că vreau să văd exact cum va fi, să fiu surprins cumva. Dar sper să fie făcut în America de Sud, cu actori sud-americani și așa mai departe, pentru că dacă e făcut în partea cealaltă de America, tare mă tem că o să fie un fiasco. Da, îl aștept cu nerăbdare, cartea lui Márquez este extrem de complexă și are o frumusețe aparte. Din ce știu eu, Márquez nu și-a dorit ca romanul lui să fie ecranizat. Înțeleg și de ce, dar na, noi restul cititorilor și pasionaților de film așteptăm cu nerăbdare această producție. Adaptarea care a apărut și pe care nu îți dorești să o vezi.
De obicei, la adaptările cinematografice ale cărților care mă interesează, mă uit. Nu mă concentrez pe a nu mă uita la vreo adaptare cinematografică, dar dacă ar fi, nu știu, să aleg acum un film, o carte, un film făcut după carte, care cred că deja a apărut, știu că văzusem într-un trailer la cinema, este o carte a lui Colin Hoover. Se cheamă, stați să găsesc, că totul se termină cu noi, da, cu soția lui actorului care a jucat în Deadpool, îmi scap acum. Hey, Ryan Reynolds. În general nu percutez foarte tare pe genul romance, așa că da, dacă ar fi să găsesc un film, o adaptare cinematografică, zic că asta ar fi. O adaptare care te-a determinat să citești și cartea. Da, și cred că am mai amintit pe canal în mai multe episoade. Mi-am făcut aici o listuță, așa ca să dau câteva exemple. Arrival, filmul Arrival, care mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Am văzut filmul Arrival și ceva ani mai târziu am citit și volumul de povestiri din care face parte povestirea care stă la baza filmului. Povestirea se numește Povestea vieții tale, de Ted Chiang. La fel, este făcută prezentare pe canal printre primele episoade. Mai nou am văzut serialul Problema celor trei corpuri, făcut după cartea cu același nume a lui Liu Cixin, Cixin, Cixin. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Nu știu exact cum se pronunță. Mi-a plăcut foarte mult serialul, mi-a plăcut foarte mult premisa de la care pleacă cu, mă rog, întâlnirea cu extratereștri și tot ce se întâmplă după. Și, mă rog, chestiunile care țin de fizică, da? Pentru că problema celor trei corpuri este o problemă reală. Știu că citisem la un moment dat despre, dar nu sunt capabil acum să vă zic ce presupune științific această problemă. Da, aș mai putea adăuga aici și Dune, da? Tot la fel, am văzut întâi filmul. Acesta nou, mă refer filmul nou, cele două părți, și apoi am achiziționat cartea la care nu am ajuns încă. De fapt, am ajuns, dar n-am reușit să o termin. O începusem de pe Kindle, am citit, cred că, vreo 100, dacă nu mai bine, de pagini. Propusesem să o citesc chiar atunci înainte de a apărea filmul, ca să am așa lectura proaspătă și să văd prima parte, numai că, din păcate, filmul a apărut repejor, iar eu n-am reușit să termin cartea și după aia cumva am abandonat-o, dar am prezentat-o într-un book, l-am achiziționat-o în format fizic și cred că o să-mi fie mai ușor să o citesc la un moment dat. Și alte două exemple ar mai fi Game of Thrones și The Witcher, la fel. La Game of Thrones m-am uitat evident la serial, am cumpărat toată colecția, toate cărțile care stau la baza serialului și am reușit să citesc la un moment dat primul volum și o treime din al doilea, dar la fel... Știți că eu am o problemă cu seriile, l-am abandonat și pe ăsta. Iar cu The Witcher, la fel, când a apărut primul sezon din serial pe Netflix, am zis, ok, trebuie să-mi cumpăr și cărțile care stau la baza serialului. Știu că atunci mi-am cumpărat vreo 5-6, mi-am luat colecția întreagă, mă rog, cărțile care apăruseră, care erau deja traduse la noi și le-am citit pe toate cele apărute la vremea aceea, nu știu, vreo 5-6 volume. Le am și acum undeva în bibliotecă. Știu că între timp am mai apărut 1, 2, 3, nu mai știu exact câte volume din continuare, din serie, dar la cele încă n-am ajuns, nu mi le-am cumpărat încă, probabil va veni și vremea lor. O adaptare care te-a determinat să nu mai citești cartea. Aici aș putea să zic că sunt destule filme pe care le-am descoperit, pe care după ce le-am văzut am descoperit că sunt făcute după cărți și în general mai toate filmele foarte, foarte bune au în spate câte o carte, câte un roman, câte o carte de memorii și așa mai departe. Na, nu știu, e deprisos să mă gândesc acum la foarte multe exemple, o să dau doar două. Pe de o parte aș menționa Fight Club-ul lui Chuck Palahniuk, un film pe care dacă nu l-ați văzut vi-l recomand, și altă carte, de fapt alt film pe care l-am văzut, care a făcut-o după o carte, este vorba despre Atlasul Norilor de David Mitchell. În general, la tag-ul ăsta aș răspunde în felul următor: nu ajung să mai citesc cartea dacă filmul este foarte, foarte bun sau dacă filmul este foarte, foarte prost. Trebuie să aibă ceva special
filmul cumva ca să mă atragă să mai citesc și cartea. Sau nu, trebuie să fie un film făcut, un film care a devenit clasic, făcut după o carte care a devenit clasică și așa mai departe. O adaptare care nu are aproape nimic din cartea pe baza căreia a fost făcută. Aici prima nu e o neapărat o carte, e de fapt o povestire care face parte dintr-un volum de povestiri al autorului de SF Philip K. Dick. Este vorba despre The Minority Report, filmul Minority Report, acel film cu care l-are ca protagonist pe Tom Cruise. N-aș zice că nu are aproape nimic, are destule elemente, doar că personajul principal în această novelă, povestire, cum vreți să-i spuneți, este cu totul schimbat față de personajul pe care îl interpretează Tom Cruise în film. Ai plecat vreodată din sala de cinema în timpul unui film făcut după o carte pentru că era prea prost? Răspunsul e simplu, nu, n-am plecat niciodată din sala de cinema. În general, când merg la cinema, îmi aleg foarte bine filmele la care vreau să merg și dacă mă duc, chiar rămân până la final și mă uit. La fel cum fac și cu cele mai multe dintre cărți. Chiar dacă nu mă prind de la început, le dau șansă și au fost cărți care nu m-au dat pe spate, nu mi-au plăcut în mod deosebit, dar le-am dus până la capăt. Dar nu, de la cinema de obicei nu ies din sală, adică n-am făcut-o niciodată și nici nu cred că o să o fac decât dacă, nu știu, există evenimente care țin de forța majoră, dar în rest cam stau și dacă mi-aleg un film la care vreau să merg, mă duc și mă uit până la capăt. Ce preferi, să vezi întâi filmul sau să citești cartea? Aici ai răspuns foarte simplu, cartea, întotdeauna cartea. Invers, să zic, se întâmplă doar dacă cartea e super cunoscută și e musai să intru și eu în rând cu lumea și să văd filmul. Exact cum am amintit deja cum mi s-a întâmplat la Dune. Era un hype foarte mare atunci cu Dune, am zis că măi, trebuie să merg și eu să văd filmul și după aia o vedea eu dacă mai duc la capăt cartea sau nu. Există și cazul când mă uit la film direct, fără să citesc cartea, doar atunci când cartea nu mă interesează în mod deosebit. Te enervează atunci când actorii nu seamănă cu personajele din carte? N-aș spune că am neapărat o problemă cu treaba asta. Vreau zic că nu mă enervează neapărat, dar într-adevăr e un pic deranjant, mai ales dacă se întâmplă să văd întâi filmul și apoi să citesc cartea, pentru că e clar că vizualul primează și atunci mintea mea știe deja cum arată personajele, iar în momentul în care citesc cartea, îmi vin imaginile personajelor deja văzute, dar invers e mult mai frumos, adică să faci apel la imaginație, să-ți imaginezi tu cum ar arăta personajele și mai apoi să afli viziunea altui om care a făcut filmul, da? În principiu a regizorului. O adaptare care ți-a plăcut mai mult decât cartea? Nu cred că există o adaptare care să-mi fi plăcut mai mult decât cartea. Există, în schimb, suficiente adaptări cinematografice care mi-au plăcut cel puțin la fel de mult precum cartea. Iar aici, la fel, mi-am selectat eu mai multe exemple. De exemplu, It de Stephen King. Filmul mi-a plăcut, cele două părți mi-au plăcut foarte, foarte mult. Iarăși, It este un film pe care l-am văzut înainte de a citi cartea, dar după ce am citit cartea mi-am dat seama că și acolo e doar o părticică din tot universul pe care l-a creat King, dar mi s-a părut o adaptare extrem de bine făcută. Iarăși, un alt exemplu ar fi Hobbitul de Tolkien, Picnic la marginea drumului al fraților Strugatsky, este un roman SF, după care s-a făcut Stoker de Tarkovsky. Aș mai adăuga aici Shawshank Redemption al lui Stephen King, Nașul de Mario Puzo, chiar dacă acestea două din urmă încă nu le-am citit. O carte pe care ți-ai dori să o vezi ecranizată? Aici ar fi multe, 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 chiar am stat să mă gândesc să aleg una, doar una, și mi-am dat seama că dacă ar fi să aleg una repede, repede, aceea ar fi Noi Carnivorii, romanul Agustinei Basterica, pe care l-am prezentat pe canal, știți foarte bine, cu toată nebunia aia cu dispariția animalelor, omorârea animalelor din cauza unui așa zis virus, proteina animalelor nu mai există și atunci oamenii încep să se mănânce între ei. Cannibalism? Yeah.
Mi-ar plăcea foarte mult să văd cum ar putea fi ecranizat un astfel de roman. Am amintit și când am făcut episodul dedicat acestei cărți că mi-aș dori să fie ecranizat și deja și văd actorul principal în persoana lui Pedro Pascal. Divine inspiration. În același timp, n-aș zice nu nici la vreun biopic sau biopic, cum se cheamă, făcut după vreo biografie romanțată. Spre exemplu, mi-ar plăcea foarte mult să fac un film despre Brâncuș sau despre Cioran sau despre Steinhardt, despre Panaiti Strate și așa mai departe. Cred că și autorii români ar avea nevoie să fie descoperiți și prin intermediul filmelor. All right, sir. You are right. Na, cam atât pentru episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut această leapșă virtuală, te invit în rubrica de comentarii, unde te rog să-mi scrii alegerile tale pentru acest tag. De asemenea, dacă ți-a plăcut, lasă un like, dă un share, iar dacă încă nu ești abonat, te invit cu căldură să o faci. Ajută foarte mult proiectul și canalul. Evident că o poți face apăsând butonul de abonare, poți apăsa și clopoțelul ca să afli primul atunci când apare un nou episod. Până la viitoare, ca de obicei, să ai parte de sănătate și nu uita, citește și dă mai departe o carte. Toate bune, pa!